Angajații din cariere care au protestat în urmă cu 2 săptămâni au cerut conducerii complexului Oltenia să desființeze posturile de inspector de muncă ocupate de lideri de sindicat. Desființarea acestor posturi care au fost numiți prima dată inspectori sociali, după aceea a fost inspector pe protecția muncii, după aceea urmează, doreau liderii de sindicat să fie trecuți pe posturi de ingineri, dacă nu-i mai doresc oamenii ca inspectori. Motivul supărării oamenilor, sindicaliștii nu-i mai reprezintă și îi acuză pe cei care au acceptat posturi că sunt protejați de administrație. Care este argumentul oamenilor? Cu ce i-ar ajuta pe ei desfințarea acestor posturi pe care într-adevăr le ocupă unii dintre sindicaliști? Acești oameni nu i-ar reprezenta niciodată, au salarii uriașe, nu știu de condițiile lor de muncă, stau și discută, de exemplu, un contract colectiv de muncă neștiind condițiile din teritoriu, pentru că directoratul i-a lăsat de izbește, fiecare și a făcut menderele, a făcut ce a vrut, a încercat să-și pună director pentru a menține oamenii. Directorul complexului Oltenia, Sorin Boz, a anunțat recent restructurări ale TESA după ce au existat numeroase acuze.